Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhul lui tău. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel bunul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la el iudeii din Ierusalim preoți și leviți, ca să-l întrebe: cine ești tu? Și el a mărturisit și nu a tăgăduit, a mărturisit: nu sunt eu Hristos. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și a zis el: nu sunt. Ești tu prorocul? Și a răspuns: nu. Deci au zis: cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis: ce spui tu despre tine însuți? El a zis: eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Și trimiși erau dintre farisei și l-au întrebat și i-au zis: de ce botezi, deci, dacă tu nu ești Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Ioan a răspuns zicând: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți, cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei. Acestea se petreceau în Betabara.